Majoritatea bărbaților se tem de ghelie, o băutură pe care orice român o consumă des crește riscul de cădere a părului. Dar oare ce au descoperit specialiștii? Un studiu științific arată ce nu este bine să consumi dacă vrei ca podoaba capilară să fie sănătoasă. Chelia este un adevărat coșmar pentru bărbați, însă mulți nu știu cum să se ferească de căderea părului, considerând că este normal să se confrunte cu ea odată cu vârsta. Ce băutură trebuie să eviți pe viitor? Probabil că nici nu te gândeai, însă consumul de băuturi care conțin mult zahăr îi face pe bărbați să se confrunte cu căderea părului. Ai face bine să eviți lichidele îndulcite dacă vrei să nu te confrunți cu chelie. Specialiștii chinezi au descoperit în cadrul unui studiu numit legătura dintre băuturile îndulcite cu zahăr și pierderea părului la bărbați tineri că a crescut numărul cazurilor de persoane care au chelie. Dacă în 2010 prevalența căderii părului era de 21,3%, în 2021 s-a ajuns la un procent de 27,5%. Dacă vrei să nu ai probleme cu căderea părului, specialiștii recomandă să eviți pe cât de mult posibil sucurile, apele îndulcite, băuturile care au aromă de fructe, cafeaua și chiar ceaiurile dacă obișnuiești să le bei cu zahăr. Pentru un păr des și sănătos, este recomandat să stai departe de îndulcitorul de porumb, băuturi îndulcite cu zahăr, sirop de porumb, glucoză, zahăr brun, dextroză, lactoză, sirop de malț, miere, fructoză, zaharoză, melasă și zahăr brut. Cu atât mai mult, băuturile care conțin mult zahăr nu numai că îți afectează părul, ci și sănătatea. Dacă consumi des acest ingredient, vei risca să te confrunți cu diabet de tip 2, obezitate, boli renale, boli de inimă, boli hepatice non-alcoolice, iar totodată va avea de suferit și dantura ta. Cel mai bine, încerci să adopți un stil de viață sănătos, să faci sport și să acorzi o mare importanță alimentației tale. Relatează spynews.ro.